Fotbalul este regele tuturor sporturilor. Milioane de copii visează să devină superstaruri pe arenele internaționale. Dar pentru a realiza aceste vise au nevoie de antrenori, dascăli care să îi îndrume în primii pași pe teren. Dacă și tu îți dorești să antrenezi grupele de copii sau să fii pe banca tehnică a unei echipe de seniori, află în această dimineață de la directorul Școlii Federale de Antrenori din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal, domnul Dănuț Stelian Oprea, cum poți deveni antrenor cu licență UEFA în Republica Moldova. În primul rând, această persoană trebuie să aibă o dragoste foarte mare față de copii, să poată să lucreze cu copiii, pentru că începem cu licența C și aici, în principiu și în principal, se lucrează cu copiii. Trebuie să aibă 18 ani, trebuie să aibă studii medii, trebuie să-și dorească într-adevăr să antreneze, trebuie să-i placă fotbalul, trebuie să-i placă să lucreze zi de zi în orice condiții, că e vară, că e iarnă, că e ploaie, că e ninsoare. Fotbalul se joacă pe toate anotimpurile. Mai nou, acum, odată cu semnarea noii convenții, care se semnează odată la 4 ani, acum avem dreptul și să scolarizăm și studenți de peste hotare, care trebuie, conform convenției, să cunoască una dintre limbile de predare, română sau rusă. Pentru a fi creierul din spatele unei echipe, este nevoie să cunoști mai mult decât fotbal. La un curs în cadrul unei licențe se învață aproape tot ce este necesar pentru un antrenor de fotbal. Pe lângă partea specifică pe care o lucrează, se învață și fiziologie, se învață și medicină, se învață și biochimie, se învață majoritatea pentru cultura lui generală. Pentru că un antrenor de fotbal trebuie să fie și un bun psiholog, trebuie să fie și un pedagog bun, deci nu pur și simplu doar să antreneze. Aici se lucrează cu oameni, se lucrează cu copii, cu diferite caractere și trebuie foarte ușor să te adaptezi de la unul la altul. Ca și în celelalte domenii, teoria stă la baza unei cariere. Este foarte important. Este important ca un antrenor să cunoască teoretic aproape din toate materiile. Este foarte important. Trebuie să știe să lucreze pe calculator. Trebuie să știe să... Dar cel mai important este să știe să pună în practică această teorie și aceste cunoștințe pe care le acumulează. Pentru că acum noile tendințe de la UEFA au făcut ca procentajul să crească la practică. Deci partea teoretică să putem să o punem în practică. De aceea, în cadrul acestui curs de formare, cum îl numim noi, există două componente, componenta teoretică și componenta practică, care sunt foarte, foarte importante amândouă. Dacă teoria te învață tot ce înseamnă acest domeniu, practica te ajută să-ți modelezi propria personalitate. Partea, componenta teoretică este structurată în module de câte 3 zile, în care se predă și se face practică, după care fiecare student primește pentru acasă tematică, până la următorul modul, care poate să fie peste o lună, o lună jumate, are de lucrat în teritoriu, ori la clubul unde face practică sau la clubul unde este angajat. Este monitorizat permanent de un tutor, desemnat de către școala de antrenori și, deci, practic, teorie și practică se face la modul, urmând ca după aceea tematica pe care o primește până la următorul modul să lucreze doar practic. În cazul în care ai hotărât să faci acest pas, trebuie să știi că nimeni nu ajunge direct antrenor pro. E nevoie să treacă ani, foarte multe studii, pentru că la început este nevoie să obții și alte licențe. Depinde de licență. De exemplu, licența C, prima licență, durează 6 luni de zile, licența B un an, licența A, licența A goalkeeper un an jumătate, licența Pro undeva 2 ani și. Dar între aceste licențe există niște condiționări în care studentul trebuie să facă practică, trebuie să aibă exercițiu, trebuie să lucreze. Pandemia din ultimul an a afectat și domeniul fotbalistic, iar orele pentru viitorii antrenori de fotbal au trecut și ele în mediul online. Anul trecut noi am fost practic una dintre puținele asociații care au lucrat. Am lucrat la început, când a fost pandemie, când s-a închis tot, atunci am hotărât că chiar am trimis la UEFA tot ce s-a lucrat online, pentru că aveam nevoie să ținem legătura cu antrenorii noștri. Am organizat refresh cursuri, era situația în care toată lumea stătea în casă și am hotărât să pornim pe Zoom și să încercăm să discutăm cu ei, chiar și discuții colegiale. Am predat atunci refresh-uri, am făcut refresh-uri atunci online, le-am trimis la UEFA și până la urmă UEFA a fost de acord
și văd că acum se organizează cursuri chiar mixte. Ne, cum să spun, ne strecurăm și noi în funcție de hotărârile care sunt, dar anul trecut am reușit să facem, să terminăm, v-am spus, două licențe, B și A, erau licențe începute cu un an înainte și am reușit chiar să facem și la Vadul Vodă două module de B și două module de A în format puțin modificat, dar în format practic, numai practic. Adaptați la noile condiții de a studia, se schimbă și conceptul de antrenor la nivel mondial. Pentru a fi un antrenor modern, ai nevoie de următoarele calități. Un antrenor modern de succes trebuie să fie foarte, lăsând deoparte că să fie un bun psiholog, să fie un bun pedagog, să știe să planeze conflicte. El, în primul și în primul rând, trebuie să știe să lucreze cu oameni, să fie foarte bine informat, să permanent să studieze, pentru că sunt mișcări care se întâmplă zi de zi, dar cel mai important este să știe, după părerea mea, este să știe să lucreze cu oamenii, să știe să transmită mesajul foarte clar către jucători, că până la urmă jucătorul are nevoie permanent de antrenor. Ați văzut că sunt antrenori pe margine, care indiferent cât de mari sunt jucătorii, la un moment dat aruncă o privire spre el și el trebuie să aibă reacție în acel moment. Jocul, în dinamica lui, îți oferă foarte multe variante, îți oferă foarte multe, cum se spune la noi, ne-am făcut planul A, dar în timpul jocului și în dinamica lui poți să te blochezi dacă nu ai un plan B, plan C și așa mai departe. Tot timpul trebuie să te informezi, tot timpul trebuie să te apleci la nevoile și la problemele fiecărui om cu care lucrezi. Că este jucător, că este din staff, că este din conducere, trebuie să fii foarte adaptabil la toate soluțiile. Un lucru este cert, ca antrenor, mereu trebuie să ții pasul cu noile tendințe din fotbal. Trebuie mereu să știi cum să îți motivezi proprii elevi.